Astăzi, elevii de clasa a patra au susținut proba la matematică în cadrul evaluării naționale după ce ieri le-au fost testate competențele la limba română. Mâine urmează proba la limba maternă pentru elevii care aparțin minorităților naționale, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării Științifice. Testările vizează evaluarea competențelor de înțelegere a textului scris în limba română, evaluarea competențelor la matematică, iar cei care aparțin minorităților naționale vor susține o testare și la limba maternă. La clasa a patra, evaluarea va dura 60 de minute pentru fiecare test. Elevii vor fi supravegheați de către învățători și de un alt profesor din școală. Testarea a decurs bine, copiii erau deja familiarizați, noi am mai făcut pregătire. Au fost în jur de 20 de întrebări prin toată materia, începând de la numerele impare până la 1 milion, cum aveam noi, unitățile de măsură, pentru kilogram, pentru masă, pentru timp, i-au trecut prin toată materia. Nu erau dificile, dar era de atenție, de citit cu mare atenție textul, pentru că erau niște cuvinte acolo, cheie, le zicem noi, de la care ar fi putut să greșească dacă nu le citeau cu mare atenție. Aceste note vor fi trecute în catalog? Nu sunt trecute în catalog. E pentru o statistică. Trebuie să vedem competențele pe care și le-au achiziționat copiii. Trebuie să vorbim individual cu ei și cu părinți. Și să remediem în timpul scurt care a mai rămas. Noi fiind clasa a patra, am avut o pregătire mai intensă, așa ne pregătim pentru clasa a cincea, să nu ne ducem cu goluri, cu... zicem că ne-am atins scopul. La limba română nu au fost de gramatică, majoritatea itemilor au fost de cunoașterea și interpretarea unui text. Este pentru al doilea an când Ministerul Educației organizează evaluarea națională pentru clasele a doua, a patra și a șasea. Elevii vor fi evaluați în privința cunoștințelor acumulate în primii ani de școală și vor fi obișnuiți cu atmosfera de examen. Am avut evaluare națională la matematică. A fost bine, a fost ușor. Păi am avut cu... cu cifre romane, am avut cu programe. A fost vreun exercițiu care ți-a creat dificultăți? Nu prea. Azi am avut testare la matematică. Și cum ți s-a părut? Destul de ușor. Ce note crezi că vei obține? În jur de 90 de puncte. Am avut emoții la început, dar pe parcurs mi-au trecut. Ce subiecte ați avut de rezolvat? Păi am avut despre niște cosmonauți care ne-au ajutat să rezolvăm și tot așa. Au fost subiecte care ți-au creat dificultăți? Nu, la unele exerciții cu cifre romane, cred că la acela m-am încurcat. Ce notă crezi că vei obține? Chiar nu știu, chiar mă gândesc să iau o notă mare, dar... Cu ce crezi că vă ajută pe voi aceste evaluări? Ne ajută să ne obișnuim cu testele. Lucrările elevilor vor fi corectate de doi profesori, dintre care unul este învățătorul de la clasă, pentru ca analiza rezultatelor și comunicarea lor către elevi și părinți să fie mai ușoară.